Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Tu iei, că își folosește mâinile, nu? Ce, Doamne iartă, mă se întâmplă iară. A, da, direct. Baz! Ai și o amuletă? Bine, hai. Ce faci, bă? N-ai voie în ultima probă, băi? O amuletă care spune așa. Poți gusta și îți poți folosi mâinile pe parcursul întregii probe. Spor la muncă, grasule! Aș fi vrut să am și o amuletă astăzi să pot să-i ajut, dar n-am. Nu am. Spor la treabă, băi! Gata, muncesc și eu cu ai mei. Am folosit ultima mea amuletă. Era normal să o folosesc. Eram în trei și trebuia neapărat o mână de ajutor. Fac eu prajul, șef? Haide, fă-l. Fă-l pe praz, eu fac carne. Hai. Eu mă apuc cu Alex de carne, vreau să o refasonez, să o aranjez și vreau să o bag foarte repede la sous vide, să am timp 40 de minute să se facă. Nu e grea farfuria pe care ne-a dat-o, să știi. Eu nu știu nimic să fac din ea. Șef Cătălin ne-a pus pe mine și pe Rahela să facem elementele mai ușoare. Mi-a dat să fac infuzia de busuioc, l-am curățat și l-am pus în ulei de măsline și pe foc. Trebuie așa să stea înăbușit la o temperatură foarte mică. Mai repede, mă, da? După ce îi cureți, îi lași în sous chili, da? Da, șef. Dăm drumul repede cât se poate de repede la tatui. Las pe Dubai să facă treaba asta. Asta e presupțire. Nu, ăla e. Așa? Da. Dar repede. Foarte repede, fără degete, da? Da, hai, șef. Nașa dă repede tare pe creveți. Îi gătim după aia? După ce marinăm? Da, mă, da. Nu trebuie sprăjiți, uite-i. Mă, câți am... Și eu pe mine o iau să dea la blender geleu de sfeclă. Nu, nu-i da drumul, că o să sară peste noi. Ia apa. Ridică-l. Și pune apă până zică. Dei. Gata. Hai, blendează-l. Am adăugat câte o sfeclă, pe parcursul să blenduia, opream, pădeam pe blender și continuam să-mi duc cantitatea necesară pentru ce aveam noi. Hai, sasule, hai, sasule. Trebuie să-l iei așa un pic, trebuie să-l iei așa un pic, da? Așa. Bang, bang, te-ai dus pe os, l-ai dat afară. Hai, Alex și tu, nene. Alex și Sasu s-au apucat să facă mielul, să-mi pregătească fileurile. Vreau să vă opriți oase frumoase pentru curățat ca să le înfigem în fileul de berbecuț. Bobby s-a apucat să facă crusta, iar pe partea cealaltă, eu cu primărița, cu babană, să facem sosul, să pregătim ciupercile pentru rulou de dovlecel. Ce faci, mă? Bag la sous vide. Mamă, dar ce... A, ești cu cuțitul ăla de șmecheri? Da, mă, ăla... Haide, mă, Mino! Bă, azi, ce faci, mă, muncești pe mine? Vino, mă, păi da. Fire armăsa, naibii, bă. Șeful lucrează cu noi. Se implică, gustă, s-a apucat de curățat carne, eu m-am apucat lângă dânsul, e plăcut, e foarte plăcut. Mult mai mic ca să se ardă, mai mic. Ești chișorul în ceapă. Da, iar am picat la ceapă, dar, mă rog, n-avem încotro, cineva trebuie să o facă. Să pregătești două oale de apă, dacă nu sunt gata ouăle alea, le facem în apă. Da, șef. Șef, haide, e ok, așa. Bă, spală-le bine, băi. Nu vreau să aibă deloc nisip, că dacă am dat de nisip în ele, cum ne-a luat? Spală ciupercile să le fie cu pământ. Șef, trăia, cred că cu impresia că o să le pun așa. Nu era nicio dobitoc, adică pe bune. Spală-le bine, mai bagă-le într-o apă. Okay. Șef, e ok, atâta de mare. Crescut în pământ. Ești ok sau le mai mare? Nu mai mare, că nu mă interesează așa subțiri. Facem sos. Mai mare, n-ai făcut niciodată sos. A, deci de asta trebuia să tai eu legumele alea foarte mari, pentru că eu nu fac sote, eu fac sos bun. Tai ăla de acolo, că n-am mai văzut așa, numai la casnice fac asta. Da? Tai o dată pe lung, așa, întoarce-o, da, așa, și dai de două ori. Bang, bang! Și atât? Atât! Facem bun, sos, da? Gata. Îmi tăia ceapa. Haide, primăriți-o mai repede! Vrei să-mi tai degetele, șef, cred că, dacă mă mai... grăbesc. Ceea ce nu-mi doream să se întâmple, s-a întâmplat. Șef mă grăbește din nou. Tai așa prima dată. Și de aici să tai cuburi sau cum? Deci, în primul rând, tai asta care e puțin mai neagră. Da. Da, așa. După care, le ieși și le tai așa. Bang, 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 bang. Așa, da. Subțiri, subțiri. Așa. Din punctul meu de vedere, n-a contat cum se toacă ciupiarca aia, că oricum o învelim în rulo. După care le ieși și le tai așa, normal, da? Da? Așa. Așa e bine. Mai mici. Haide, deci așa, așa da. Dacă ajung în semifinală, pe cuvântul meu că mi-au un boloboc și de tăi la milimetru, o să stai șochic. Nu o să vadă farfuria să zică, asta e singura de la mine din echipă, că prea stăiate astea. Dar pui repede să-i tai, vezi, da, că te-a luat 20 de minute să cure niște creveți. Da, șef, știu, da, sunt 80. Păi, da, eu te cred, dar sunt niște creveți.
Și mai avem o grămadă de treabă. Am curățat undeva la 70 de creveți, am luat o marjă de eroare, am curățat undeva la 80. Ca să nu avem probleme dacă cumva se rup unii sau sunt mai urâți, să avem de rezervă. Ia mă, cât mai ai? Ia, oprește-te un pic, pune-l acolo. Așa. Tu te-ai adu un tel, spală-te pe mânuțe. După ce am curățat creveții, șef Florin m-a rugat să termin geleul de sfeclă. Asta s-a închegat. Că dacă o poșat nu-l coașem la perfecțiune și călbenușul nu curge, n-avem sos în farfurie. Asta ți-a făcut prea tare. A câte am avut? Ai pus 16? Dane, 16, șef. Șef Cătălin a luat un ou poșat, s-a uitat la ele, a zis, băi, Dane, dă drumul la ouă poșate, că mai bine le facem clasic decât să mergem cu astea. Fă și tu câte patru, câte patru. Da, patru da. Într-o parte, patru într-o parte. Da, șef. Am mai luat alte 20 de ouă și le-am pus în bol și am început să le fac câte patru în oală și le-am făcut așa cum știu eu să le fac. Dacă stăm și ne atât la unul de la Sasule, îmbătrânim. Să fie mai de nu îmbătrânim aici. Nu o să-i terminăm niciodată. Nu știu de ce, dar am mers foarte încet. Am 5 oameni, adică mare lucru nu e de făcut. Haide, bă, Sasule, azi. Ăsta puneți-le frumos, că nu vreau să le aruncăm, da? Mai facem una, două în plus de alea, că cine știe. Deci mă uitam la ceas și eu am fost 100% convins că nu o să terminăm farfuria de astăzi. Babanule, te grăbești că ai tăcat două ciuperci. N-am tăcat două, șef. Două ciuperci ai tăiat mari și late. Bă, bune, sunt niște ciuperci de tocat. Babană cu primărița tăiau ciuperci. Unul le tăia așa, primărița le tăia așa. Băi, vreau să fie toate tăiate la fel, da? Nu. Astea sunt mai mici, ale tale sunt mai mari. E greu? Ia, uite ăsta lângă tine și uite-te cum le tăie babanul. Cât sunt astea de mari, cât sunt ale tale de mari? Deci mărunte, n-am știut să-mi spun exact. Se par la fel de mari? Nu, nu mi se par la fel, le mai bat tot cu atâta. Tăi ele din prima, hai că pierdem timp. Toți ne dorim asta să nu ajungem la duel. Este ultimul battle, iar echipa care câștigă în seara asta merge direct în semifinală, fără să mai treacă prin stresul și grijile duelului. Mino, tu știi să faci beșamel? Nu, șef, dar înțeleg pe loc. Vrei să înveți? Da, șef. Da, normal că învață asta. Nu e atât de simplu și la îndemâna oricui să facă beșamel. Sunt puțini amatori care se apucă de beșamel. Ia-te, Lu, așa. Hai, pune făină și amesteci în timpul ăsta. Hai, pune, pune și amestecă. Amestecă, nu lăsa. Pune, pune. Gata. 10-15% din oamenii care gătesc din pasiune acasă, ea știu să facă beșamel. Restul poate n-au încercat niciodată sau levită. Nici nu mă supăr pe el că nu știe să facă beșamel. Pune laptele peste. Tot? Tot. Amestecă, amestecă, nu te opri din amestecat. Amestecă tare. Eu n-am făcut în viața mea beșamel. Am auzit vorbindu-se întotdeauna. Mi-a plăcut când l-am gustat, dar nu am făcut. Tot laptele, da, șef, tot laptele. Da, șef, da, șef, da, șef, da. Încet, mă, să nu ne bordărim, să facem ca toți l***i. Șterg, șef. Fă-mă mișcările mai largi, mă. Aia e, mă. Aveam în fața mea 3 oale cu 2 teluri și una cu o lingură și trebuia să învârt în toate, să învârt și să mențin temperatură. Am reușit să nu bag din sfeclă în beșamel ca să-l fac rost, că unul e alb, unul e roșu. Am reușit să păstrez laptele curat. Într-adevăr, am mai vărsat lapte pe masă, dar în rest nu am combinat ingredientele între ele. Hai, tăiele și pe alea că te-a apucat, mai tăiele. Șef, eu n-am pus toate, să știi. Pune, mă, tot, bă, de ce? Bun, okay. Lasă grăsimea aia, nu mă interesează, spune oasele. Haide mai repede cu ăsta. Au pus oase separat. Pune pentru... Pune, mă, asta pe foc, băi! Acum am tras-o. Când eram la tocotor, babană fugi de oală. Când eram la oală, lasă-o d-acolo acolo, că fierbe, fugi înapoi la ciuperci. Mama mia! N-a zis că trebuie să punem oase pentru, scoatem după aia să din sos. Să schimbi tocătorul. Da, da. Hai, bagă alea, du-o de aici, scapă de ea. Nu mă deranjează că ne grăbește, pentru că este ultimul battle și își dorește foarte tare ca noi să câștigăm. V-au mai rămas 30 de minute. Hai, Bobby, hai, tată, hai. Bobby a vrut astăzi să-și dea doctoratul în crustă. Eu fiind ocupat cu babană, cu primărița, Bobby cred că era cu legătura de pătrunjel și făcea așa. Mă iubește, nu mă iubește. Mă iubește, nu mă iubește. Nu ai cum să faci o crustă în 30 și ceva de minute. Hai că nu terminăm într-o oră niciodată. Mai avem jumătate de oră și nici n-am pus ăla. Nu știu când au trecut 30 de minute și nu pot să-mi închipui. Deci sunt de-a dreptul șocat la audiții. Eu am făcut personal un miel în crustă. Și mi-a ajuns timpul o oră întreagă să fac toate ingredientele. Ai luat pătrunjel, țac. Ai luat busuioc, țac. Ai luat usturoi, pac, 2 căței. Pac, 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 pac. Gata.
cum e, Bobi? E perfect, șef, gata. După aia la oase, da? Cine face carne? Eu. Sare, da. Piper, da? Șef, cât de gros să fie, domnule, acum? Băi, subțire, trebuie să fac rulogul. Ia, la ce măsură ești? Așa, fac mai subțire. Ia, băi, băi. Încet, oprește-l. Bun, hei, hei, ai răbdare, pune-l jos. Taie capetele, babană, că nu mă interesează asta, drept. S-a apucat babană să-mi bage la feliator dovlecei. Ba, cu tot cu cotor, cu tot cu moțul ăla de aici. Nu bagi mâna acolo. Da, da, da. Băi, tu ai mai tăiat vreodată? Da, da, mai tăiat. Bă, babanule, tată, nu așa. Ia-i pe ăia care sunt cei mai potriviți. Nu groși așa, că o să ne apuce dimineața, așa. Am rezolvat-o și pe asta într-un sfârșit. Vreau să treceți la oase, nu mă interesează, oase, cu sfoară, fără sfoară, cu ce vreți voi, doar să le faceți. Haideți, 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 hai copiii mei. Te-ai spus să colesc oase, Bobi, sau le opărim? Păi încerc să vedem ce, nu, că alunecă. Bobi, nu se poate, treci și tu la oase. Un om l-am pierdut făcând nimic toată ziua astăzi. Pe final mi-a curățat oasele, măcar le-a curățat el, că Alex și cu sasul niciun talent n-a curățat oase. Raus! Gata? Gata. Da, așa, stai că vin eu acum la el. Bine. Șef Cătălin s-a dus și a luat farfurile, el s-a dus și a luat farfurile, le-a întins frumos, s-a apucat să pună cenușa de praz cu piper și step by step am început să punem fiecare element în parte pe farfurie. Ia simt cu oulețul, la unde ești? Sunt gata, șef. Vreau să le scos un tăcător să mi le aranjez puțin. Vrei să iau un cerc și să le... Nu știu, da? Cu cerc, cu necerc, hai mai repede. Stai! Dacă ai abonament la Antena Play, ai ingredientul perfect pentru o zi perfectă. Fii gata să vezi emisiunile tale preferate în ediții integrale, oriunde și oricând pe Antena Play.